Bună dimineața! Testele alergologice sunt o metodă calitativă și sigură de diagnostic al reacțiilor alergice. Ele se bazează pe acțiunea asupra organismului a unor factori iritanți la care poate dezvolta o alergie, iar apoi se evaluează reacția. Despre tipurile de teste alergologice existente, dar și despre modalitățile de aplicare a lor, ne vorbește în continuare doamna dr. Victoria Brokovski, specialist în alergologie. Testele alergologice pot fi de două tipuri. Una se fac pe piele, doi se fac din sânge. Pe piele sunt de două tipuri. Tipul prin înțepătură, unde determinăm o reacție de hipersensibilitate imediată de tip IgE, adică ceva ce se întâmplă rapid după ce am venit în contact cu alergenul. Și doi, reacție de hipersensibilitate întârziată, unde testele se pun prin epicutanat, adică se pune pe suprafața pielii alergenul, se acoperă cu un plastru pentru 72 de ore. Și atunci se citește. Și asta ne spune despre alergiile întârziate, cum le spunem noi mai puțin științific. Cealaltă opțiune este imunoglobulina E specifică din sânge, care este individuală pentru fiecare tip de alergen. Deci trebuie să merg la laborator cu o listă de alergene pe care doctorul mi-a suspectat din anamnesticul, din discuția cu mine, și îmi face o listă. Uite, faci imunoglobulina E specifică la arahidă, ou, lapte, alună, mesteacăn sau orice alt alergen este suspectat. Doar specialistul va decide de care tipuri de investigații ne trebuie. Este absolut nejustificat să mergem de capul nostru să facem analize că poate nu știm de care trebuie și să obținem niște rezultate pe care să nu le putem interpreta în contextul clinic pe care îl avem noi. Așadar, rețineți, orice investigație clinică, biologică sau funcțională a unei alergii va fi stabilită numai după un consult alergologic în care medicul va detalia în amănunțime întreg istoricul alergic și medical al pacientului, astfel încât investigațiile să fie alese corect și să fie relevante pentru stabilirea corectă a diagnosticului și a tratamentului adecvat. Multă sănătate! O zi bună tuturor!